Salut bășacalilor! Mulțumesc pentru toate felicitările, pentru toate pozele, pentru toate urările, tot ce mi-a zis voi acolo, pentru că am reușit să fac 100.000 de abonați. Da, practic nu vine să cred că mă aflu aici, am înțeles. Nu sunt genul care să facă videoclipuri speciale, că tot m-ați întrebat ce fac la 100.000. E bine, eu consider că toate videourile speciale, știi? Practic consider că un video care te-a făcut să râzi e special, știi? Și n-are rost să fac altceva. Astăzi o să vă zic povestea mea, e un pic amuzantă, e mai diferit o leacă, știi? Dar te rog eu frumos. Dacă n-ai făcut-o până acum, apasă pe clopoțelul ăla. Iar dacă ai deja clopoțelul activat, pur și simplu mai debifează-l și bifează-l odată, pentru că YouTube-ul ăsta pur și simplu nu trimite videoclipul la tot și asta e foarte nașpa. Nu sunt neapărat bucuros pentru chestia asta, sunt mai mult entuziasmat și mândru. Nu sunt cu chestii gen vă mulțumesc că v-ați abonat sau nu. Cu chestia asta nu sunt eu de acord. Dacă e să-ți mulțumesc pentru ceva, e pentru like-ul ăla pe care îl dai, e pentru comentariul ăla pe care îl lași, e pentru follow-ul ăla pe Instagram, astea-s chestia. Practic îți iei din timp să le faci, așa click pe episod, bă, poate să dea toată lumea și imediat să iasă, dar pentru celelalte mulțumesc. Au râs la început, acum am 100.000 de abonați. Nu meu contact cu YouTube a fost prin 2011, dacă nu mă înșel, și nu a fost al meu, practic. Ca să înțelegeți cum am început eu, mergeam la un prieten care era mai mic decât mine acasă la el. Și ca să înțelegi cum stătea treaba, eu nu aveam calculator, nu știam eu de telefon, nu mai pomenesc, apoi de calculator. Am început pe un calculator, fii atent aici. Bă, țin minte cum că pe calculatorul lui, omule, nu-i mergea videoclipul să fie HD, ești nebun? Uitam în 360p la videoclipuri, ca să înțelegi așa cum am început. Așa am luat eu primul contact, normal am făcut asta pentru că am avut niște prieteni mai mari decât mine, care și-au făcut și eu un canal de YouTube și ziceau, ha, avem 11 abonați, wow, ce tari suntem. Eu, ca să mă înțeleg, sunt o leacă orgolios, o leacă mai mult. Băi, din orgoliu ăsta, frate, că pot și eu, că pot, frate, știi, că pot, de asta m-am apucat. Am vrut neapărat să fiu peste, mă înțelegi? Și am ajuns aici. După, în 2011, după ce am terminat cu chestia asta, am ajuns în clasa a 6-a și era anul 2012. Și m-am decis să fac un canal așa co-op, adică să-l fac cu un prieten bun de-al meu de acum. Erau vremurile alea, frate, nu era ca acum cu apar la recomandate, cu tendințe, ca să înțelegi că nu era așa. Afla lumea foarte greu de tine, atunci nu puteai să ai așa mulți subscriber pentru că nu erau conturi de YouTube. Acum ai cont de YouTube când ai cont de Google Play, știi? Că la orice prost își face cont de Google și bagă automat și de YouTube, știi? Atunci nu era chiar așa, și nu erau chiar așa dezvoltați, nu erau așa multe persoane, asta e chestia. Bineînțeles că atunci eram să filmam cu microfon de la cameră, se auzea mașina de spălat cum spală aici în spate, era... Auzeai pe mama cum deschide ușa, vine și ce are ea treabă pe aici. O mai audeai cum îmi șoptea câte ceva, ziceam, stai, pică, filmezi și nu știu să opri. foarte amuzant. Am avut canalul ăla un an, de prin 2012 până în 2013, și mi-am dorit foarte mult să fac 100 de abonați, bineînțeles că nu am făcut și am să mă las. Clasa 7-a 2013, primul meu contact cu vlogul. Mi-am făcut un canal de vlog și am zis, bă, hai să încep și un tainele astea. Am zis, bă, nu merge cu gaming, o dau pe vlog, frate. Am început să fac vlog, la început câțiva prieteni m-au ajutat, mulți alții au râs, bineînțeles, asta e, am continuat cum am putut. Am ținut și cu canalul ăsta vreun an până în 2014, bineînțeles că erau... Bă, aveam destul de multe vizualizări pentru că foloseam Facebook-ul, știi? Acum nu folosesc Facebook-ul să mă ajut de vizualizări, adică nu-mi place să-mi dau share la videoclipuri, să postez, nu știu, nu-mi place. M-am zis, am ținut-o un an, am terminat și cu canalul ăsta. Mi-am mai făcut vreo două canale, am zis, hai să mă bag din nou pe gaming, că poate, de ce nu? Bineînțeles, m-am lăsat și de alea. O leacă de pauză, când m-am recules eu aici, în 2015, pe 3 iulie 2015, am zis, eu mă apuc din nou de canal. Mi-am făcut canalul ăsta. Am început din nou, am zis, bă, hai să fac serios, să fiu mai bun. Începusem să-mi descarc foto, să încep să lucrez, să fiu mai bun, știi? Nu am avut niciodată chestii foarte performante ca să-mi zici, mamă, ce calitate are ăla. N-am avut buget mare, știi, ca să zici că, bă, m-a apucat lumea. Dar încercam cu puținul, știi, pe care l-am, să fac chestii bune. Am făcut gaming pe canalul ăsta, după ce am făcut gaming, am zis, bă, eu vreau să-l transform în vlog. Am început să fac vloguri, sketch-uri, de-astea m-am lăsat. Am zis din nou să mă apuc de gaming, iar am făcut vlog, iar m-am lăsat. Am luat o pauză. Am început să postez din nou. Am mai făcut o pauză. Și nu era o pauză de asta scurtă, știi? M-am lăsat de multe ori, am zis că mă las. Aici trebuie să-i mulțumesc prietenul meu Potolea, care îmi zicea, bă, nu te lăsa. Cum am lăsat de canalul ăsta undeva, mă lăsam de 2 ori pe zi. Și ăsta mă susținea mereu, îmi zicea, bă, nu te lăsam. Vara trecută cred că am făcut cea mai mare greșeală a mea. Mi-am făcut alt canal de vlog. Am zis, eu las pe ăsta, nu mai știu până la câți abonați ajunsesem. Cred că aveam vreo 10.000 sau ceva de genul. Am zis, eu las pe ăsta, mă apuc de vlog, că-l văzusem pe Ilie cum face daily vloguri. Am încercat și eu, am făcut alt canal, ajunsesem la 1.000 de abonați. Am văzut că, bă, dar parcă nu e așa succesul ăla.
pe care l-așteptam. Mi-am dat seama că nu-i de mine. M-am oprit, am revenit pe asta. M-am mai jucat eu așa puțin cât m-am jucat și după am zis: "Bă, eu nu-s făcut pentru asta." Nu eram făcut, simțeam că nu merită, că nu e ok. Am început să fac vloguri. Am încercat să fac topuri de alea, știi cum eram, am zis: "Bă, nu-i pentru mine." După care mi-am dat seama: "Bă, stai o leacă, dar eu trebuie să fac oamenii să râdă." Eu asta fac, eu râd foarte mult și am zis: "Bă, asta trebuie să fac, trebuie să fac oamenii să râdă." Și am început să fac vloguri. Bineînțeles, nu era cum mă așteptam eu să fie cu succes cu de alea, dar bă, am continuat. Bineînțeles, mi s-a stricat și camera și telefonul, iar mai luasem o leacă de pauză, nu mai postam și la un moment dat am zis: "Bă, stai o leacă, revino-ți, frate." Și îmi tot ziceam: "Bă, doar postează, nu te lăsa, postează, nu te lăsa, postează, nu te lăsa, imbecilule." Am făcut chestia asta și am ajuns aici. Chestia pe care vreau să vă zic eu din episodul ăsta e: omule, gândește-te la cel mai nenorocos om, gândește-te la cea mai inexistentă persoană. Aia și eu și am ajuns aici. Într-adevăr, toată lumea zice că: "Bă, nu mi-am imaginat vreodată, te gândești la ăla care are succes, bă, dar ăla știi că e așa." Nu, frate. N-am avut absolut nicio treabă, nu. Eu nu mă vedeam, nu credeam că atâția oameni o să vadă fața, știi? Eu nu-mi imagineam fața asta să aibă succes, mă înțelegi? Mă tot gândeam: "Bă, frate, ține-te de treabă că, bă, nimic, mă, făcut ca lumea nu se lasă nerăsplătit, asta e chestia. Oricât ai muncit, mă, tu și zici că muncești degeaba, la un moment dat o să vină, frate, crede-mă." În ultimul timp ăsta, când am început să crez foarte mult, pur și simplu mă pusesem încrederea în mama și în divinitate, atâta. Și ziceam: "Doamne, nu vreau să-mi dai succes, Doamne, vreau să-mi dai succes dacă muncesc." Și mi-a dat la un moment dat, adică, bă, mulți au râs de mine, încă râd ăștia de mine, încă râd că fac YouTube, da, ai, nu-i bagi în seamă, îți vezi de treaba ta. Crezi că mie mi-e ușor când îmi zic profesori în clasă că s-au uitat la videoclipurile mele? Nu, nu e ușor. Asta e povestea mea. Am fost un pârlit, frate, am fost un pârlit, nu că acum n-aș fi. Am încercat să mă descurc cu ce am. În momentul de față, efectiv, mi-am pus camera pe o boxă, pe cutia de kendama lui frate, mi-am sprijinit-o pe chei și uite-mă aici. Ca să nu-ți mai spun că de acum câteva săptămâni îmi rezemam căștile ca să poată să audă mai aproape. Într-o cană. N-am avut noroc, doar nu-l consider deloc ca pe un noroc, îl consider doar ca pe o muncă. Aia e, ce să-i faci, nu? Asta a fost toată povestea mea, nu mai am nimic de adăugat, e tot ce am zis, asta a fost. A fost greu, dar uite-ne aici. Bă, tot rămân spre bine, știi cum e. Crede-mă că am ajuns în momentul de față în care pur și simplu mă rugam de anumite firme să poate mă sponsorizează, poate mă ajută cu ceva. Și acum am ajuns eu să le refuz. Asta e foarte tare. Pur și simplu vezi de drumul tău, dacă nu-ți vezi de drum, dă-ți așa cu sabia o leacă în cap, du-te înainte, dă-ți și du-te. Aveți o zi faină în continuare. V-am pupat. Pa, bă. Mentalul-i triumf inevitabil. Vrea de la viață mai mult decât poți duce în port bagajul unei Daci. Tasul-i spune: "E vina voastră. Mi-ați distrus copilul salvator care trebuia să-mi construiască, trebuia să-l lasă crească." Lesa alterează masca, redirecționează clovnul într-un fihastru. Să nu ne grăbim, deocamdată sunt doar griji și iluzii metamorfoze.